Doamnelor, domnilor, bun găsit la știrile eveniment. Pentru început vă invit să urmăriți titlurile ediției. Câinii de la stâniile Sibiului, o adevărată problemă pentru turiști. După ce oamenii s-au plâns că au fost atacați de animalele ciobanilor, reprezentanții autorității teritoriale de ordine publică și-au dat marți întâlnire pentru a încerca să soluționeze problema, numai că soluții concrete se pare că nu prea sunt. Sibiul este un oraș sigur, o spune șeful IPJ Tiberiu Ivancea. În primele 6 luni ale acestui an, tâlhăriile și infracțiunile stradale s-au diminuat simțitor. Jumătate din țară este sub cod galben de ploi și vijelii. Avertizarea meteorologică vizează și o parte a Sibiului. Romii continuă să refuze să își vaccineze copiii împotriva rujeolei. Cei de la Direcția de Sănătate Publică fac eforturi disperate pentru a-i convinge să își imunizeze copiii. Cel mai adesea romii spun că se tem de înțepătura necesară vaccinării. Câinii de la stâniile Sibiului, o adevărată problemă pentru turiști. După ce oamenii s-au plâns că au fost atacați de animalele ciobanilor, reprezentanții autorității teritoriale de ordine publică și-au dat marți întâlnire pentru a încerca să soluționeze problema. Numai că soluții concrete îmi se pare că nu prea sunt. Primii care au luat măsuri în acest sens au fost jandarmii montani, au făcut controle în zona Vălari și au stat de vorbă cu ciobanii pentru a le explica faptul că animalele pot deveni periculoase și nu trebuie lăsate libere. Ne-am desfășurat activități pe zona Vălari, prin patrula, prin efectivele de la postul montan Cărniști, am identificat un număr de 10 proprietari de câini ciobănești, cărora le-am aplicat sancțiunea de contravențională de avertisment. Cei de la Direcția Sanitar-Veterinară spun că proprietarii de câini trebuie să vină la medicii veterinari să-i vaccineze și să-i crotalieze. În caz contrar, cel puțin teoretic, animalele considerate fără stăpân pot ajunge la eutanasiere. Atunci când este un câine pe stăpân, câinii respectivi trebuie să îndeplinească sau să fie sub supraveghere medical-veterinară, să fie înregistrați, aibă un microchip, să fie înregistrat într-o bază de date și să fie atașat la el un proprietar, la microcipul respectiv, al animalului de care vă vorbesc. Deci trebuie să aibă obligatoriu un proprietar. Acel proprietar poate și responsabilitatea animalului respectiv în condițiile în care se produce vreun accident sau vreun nenorocire. În cazul de față, acești câini au potențial, sunt potențial agresiv și acest tip de evenimente pot, într-adevăr, și este salutar am organizat o astfel de discuție, pentru că ei pot să creeze mare norocire. Responsabilitatea lor revine, încă o dată spun, proprietarilor. În momentul în care câinii sunt revendicați și au un proprietar, înseamnă că sunt identificați cu microchip, sunt vaccinați cu o situație medicală clară. Dacă sunt câini fără stăpân, atunci trebuie ridicați de acolo și urmează procedurile legale într-un adăpost, 14 zile lucrătoare și adopție sau eutanasie. Se informă pe domnul director vis-a-vis de această situație și se propun un control vis-a-vis de acești proprietari în bază de date, chiar și un control fizic pe teren, să vedem dacă au acești microchip, dacă sunt înregistrați și identificați. Mai mult decât atât, ei trebuie să opușa zona sanitară veterinare. Cel puțin vaccinarea antirabică. Reprezentanții primăriilor au însă altă versiune a problemei. Conform spuselor acestora, medicii nu se implică, oamenii nu își asumă faptul că sunt proprietarii câinilor, iar autoritățile locale nu pot face mai nimic. Se ia câinele după el și se întâmplă să muște pe altcineva, nu mai recunoaște că e a lui. Deci și pe microcipare am făcut alese către medicul veterinar în localitate să vedem în atribuțiile cui intră și el a zis că nu în atribuțiile lui, că fiecare om trebuie să-și ia câinele, să trebuie să-și microcipeze. Deci nu există, nu știu, ce puțin din punctul ăsta de vedere al proprietarului. Dar nici nu s-a făcut o campanie de informare pentru oameni care să li se spună, domnule, sunteți obligați, trebuie neapărat să faceți. Am luat legătura cu medicul, a primit doar acel răspuns că nu-i treaba lui neapărat, ci că omul trebuie să se ducă cu câine. Alți primari se plâng de faptul că din localitățile vecinele sunt aduși și abandonați pe teritoriul lor câini fără stăpân. Eu am contat o firmă de la mine care făcea servicii de egalitate, care s-a pe zona mea. Venea la comanda noastră, ridica câinii fără stăpân, nu făcea procedură, îi plăteam serviciile, niciun fel de problemă.
Peste două zile îmi veneau din altă localitate 40 de câini. Indicam astăzi 20 și la a doua zi veneau 40. Și lucrul ăsta se întâmplă și acum. Mai mult decât atât, problema este alta. Eu am o speță, două spețe care sunt cunoscute, una din ele este cunoscută de DSMSA, care nu pot să fac nimic, atunci am organizat o proprietate privată, un altă post de câini. Ne-am dus cu inspecția teritorială de stat în construcții să sancționăm pe organizare. Este construcție care nu necesită autorizație de construcție. Ne-am dus cu DSMSA-ul, inclusiv inspectorul de zonă. Nu putut nimeni să facă nimic, și este un disconfort acolo, nu puteți imagina. Cetățeanul deține 40 de câini pe proprietatea lui. Și problema migrării câinilor într-o localitate în alta nu este numai la Sabă, este peste tot. După dezbateri intense, cei prezenți la ședința ATOP au concluzionat faptul că trebuie să își dea mâna pentru rezolvarea acestei probleme. Însă soluții concrete nu au venit deocamdată din nicio parte. Sibiul este un oraș sigur, o spune șeful IPJ Tiberiu Ivancea. În primele 6 luni ale acestui an, tâlhăriile și infracțiunile stradale s-au diminuat simțitor. După 6 luni de activitate, polițiștii sibieni au tras linie pentru a-și vedea rezultatele, cel puțin de la combaterea infracționalității stradale, oamenii legii par să fie mulțumiți. Tâlhăriile au fost în scădere, la fel și numărul de furturi din auto. În ceea ce privește infracționalitatea stradală sesizată, comparativ cu semestrul 2016, înregistrăm un trend ușor descendent de 1%, respectiv 3 fapte penale. Fac precizarea că este pentru al doilea an consecutiv în care aceste infracțiuni sunt în scădere, de unde în anii trecuți aveam aproape 2000 de infracțiuni stradale. Începând cu 2016 și continuăm și cu acest, și în acest an, 2017, trendul este descendent în ceea ce privește criminalitatea stradală. De asemenea, un lucru foarte bun, spun eu, numărul de tâlhării comise în mediul stradal a scăzut de la 24 la 14, și numărul total de tâlhării a scăzut de la 40 la 20 acest an, deci o reducere cu 50% acestui gen de infracțiuni. De asemenea, infracțiunile de furt din auto au registrat un trend descendent în acest semestru, continuând trendul descendent pe care l-au registrat și anul trecut, de la 98 la 56, o scădere de 1% de 43%. În ceea ce privește infracționalitatea din mediul rural, continuăm să înregistrăm un trend descendent și aici, un procent de 19%, de la 1600 la 1300 de infracțiuni sesizate în mediul rural la nivelul județului în acest semestru. Infracționalitatea stradală în mediul rural înregistrează de asemenea un trend descendent de 44% în cifre, de la 45% de astfel de fapte sesizate în trecut la 25% în acest an. Polițiștii fac apel cetățenilor să sune la 112 în situația în care sunt martori la infracțiune sau mai rău sunt victime ale infractorilor. Jumătate din țară este sub cod galben de ploi și vijelii. Avertizarea meteo vizează și o parte a Sibiului. Atenționarea meteorologică de cod galben a intrat în vigoare miercuri la ora 20 și este valabilă pentru 24 de ore. Vizate sunt parțial sau în totalitate 23 de județe ale țării, printre care și Sibiul. Până joi la ora 20 sunt așteptate averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri chiar grindină. Izolat, cantitățile de apă pot ajunge și până la 60 de litri pe metrul pătrat. Ploile nu se opresc nici în noaptea de joi spre vineri, se vor restrânge însă spre zona Dobrogei. Romii continuă să refuze să-și vaccineze copiii împotriva rujeolei. Cei de la Direcția de Sănătate Publică fac eforturi disperate pentru a-i convinge să-și imunizeze odraslele. Cel mai adesea romii spun că se tem de înțepătura necesară vaccinării. La Sibiu sunt în momentul de față mii de copii care nu au fost vaccinați împotriva rujeolei. Lipsa vaccinării se întâlnește mai ales în comunitățile de romi. Direcția de Sănătate Publică face eforturi disperate pentru a-i convinge pe oameni să își imunizeze copiii. La cererea Ministerului Sănătății, în încercarea de a stopa epidemia de rujeolă cu care se confruntă mai toate județele țării, vârsta de vaccinare a fost coborâtă la Sugar și extinsă la copii până la 9 ani. Noi am încercat în județ să ne asigurăm că acești copii sunt vaccinați. Cei care au fost, să spunem, la un anumit nivel de educare, s-au vaccinat. Dar avem probleme cu populația care este în dificultate, să zicem, populația romă, pentru că din discuții cu ei și cu reprezentanții lor, au o frică de ac. Și atunci copiii
invocă orice motive ca să meargă să se vaccineze. Noi ducem o campanie. Mai campania este puțin mai nespecifică, pentru că nu putem să ei citesc cât citesc, se informează că se informează și atunci va trebui să mergem cu asistenții comunitari. Pentru că noi avem foarte mulți în județ. Vreau să spun că asistenții comunitari și mediatorii sanitari sunt în număr de 80 de persoane. Și în același timp am făcut eforturi și sperăm că vom mai obține încă câteva posturi bugetate ca să acoperim aproape totul, pentru că în comunitățile de rom nu putem să intrăm și să ne atingem scopul, care este să-i convingem, pentru că dacă ei refuză, nu avem ce să le facem. Iar dacă îi rugăm să semneze, nu vor să o facă. Până acum, în județul nostru au fost confirmate cu laboratorul 400 de cazuri de rujeolă. La acestea se adaugă alte 700 de suspiciuni. În municipiul Sibiu, zona cu cele mai multe cazuri este Gușterița. În cele mai multe cazuri, bolnavii au fost internați pentru a evita extinderea bolii în comunitățile din care aceștia provin. În general, noi am mers pe o strategie. Toți copiii pe care i-am identificat că ar fi bolnavi, am internat în spital și am avut grijă de ei să nu avem decese. Și acest lucru s-a și întâmplat. Și vă spun că au fost cazuri destul de delicate. Și vă spun foarte drept și le mulțumesc pe această cazie spitalilor celor două și de pediatrie și din Mediaș, pentru că am făcut presiuni pe ei, au stat și au avut grijă de acești copii care toți au făcut pneumonie. Și dacă au și o boală asociată, rapid se întâmplă decesul. Nu s-a întâmplat. Acum, în întreg județul, sunt disponibile aproximativ 11.000 de doze de vaccin. Imunizarea se face gratuit la medicul de familie. Circulați cu grijă! În ultimele zile, accidentele rutiere s-au ținut lanț. Polițiștii fac apel la toți participanții la trafic să dea dovadă de prudență maximă. Întrucât în această perioadă, pe raza județului Sibiu s-au produs mai multe accidente rutiere, având cauze generatoare diferite, de la viteză neadaptată la pătrundere pe contrasens, nepăstrarea distanței sau neacordarea de prioritate. Le recomandăm conducătorilor auto să sporească atenția în conducere, să circule cu viteză regulamentară, să păstreze o distanță suficientă de siguranță față de autovehiculele care circulă în față și să acorde o atenție sporită și pietonilor care traversează partea carosabilă uneori prin locuri nepermise, existând astfel riscul producerii de accidente rutiere. Recomandările de prudență în trafic vin cu atât mai mult cu cât în aceste zile nici vremea nu pare să fie prea prietenoasă. Miercuri a plouat torențial în mai multe zone ale județului. Șoferii sunt sfătuiți să nu calce prea tare pedala de accelerație și să fie atenți la pietoni, alți conducători auto aflați în trafic sau bicicliști, mopediști și motocicliști. Pietonilor li se recomandă să traverseze doar pe spațiile special marcate și să circule numai pe trotuar. În absența acestuia, pietonii pot circula cât mai aproape de marginea drumului. Bicicliștii, mopediștii și motocicliștii sunt sfătuiți să poarte echipament de protecție și veste reflectorizante. Sâmbătă 29 iulie la Cluj-Napoca va avea loc o manifestare militară prilejuită de ziua imnului național. Detașamentul de onoare va fi format din militari din structurile de infanterie Gemina, jandarmi și pompieri. La Cluj-Napoca, în data de 29 iulie, începând cu ora 9, militari din structurile Diviziei 4 Infanterie Gemina vor participa la manifestările dedicate zilei imnului național, ce se vor desfășura pe platoul din fața clădirii Centrului de Cultură Urbană din Parcul Central, informează reprezentanții Infanteriei Gemina. Detașamentul de onoare va fi constituit din militarii Regimentului 50 Rachete Antiaeriene Andrei Mureșanu, ai Regimentului Vlădeasa, ai Batalionului 55 Comunicație și Informatică, ai Batalionului 7 Aruncătoare Proiectile Reactive, ai grupării mobile de jandarmi Cluj-Napoca și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Avram Iancu, care vor interpreta alături de instrumentiști, muzici militare, imnul național al României. Un bărbat din Vadul Moților, județul Alba, a fost prins de polițiști în timp ce transporta peste 10 metri cub de cherestea fără acte. S-a ales cu amendă și cu marfa confiscată. Potrivit IPJ Alba, polițiștii secției 9, Poliție Rurală Câmperi, în timp ce acționau împreună cu polițiștii de la rutieră pentru combaterea transportului ilegal de material lemnos, au oprit pentru control un camion încărcat cu material lemnos ce era condus pe DN-75 de către un bărbat de 33 de ani din comuna Vadul Moților, județul Alba. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că șoferul camionului nu
nu deținea documentele legale de proveniență pentru cei 10,6 metri cubi de cherestea transportată. Față de acesta a fost luată măsura sancționării contravenționale, iar întreaga cantitate de cherestea a fost confiscată. Un tânăr motociclist din Reghin a murit după ce a acroșat din spate o căruță. În urma accidentului, alți doi minori au fost răniți ușor. Accidentul s-a produs pe raza localității Pietrii și județul Mureș. Un tânăr de 26 de ani din municipiul Reghin cu o motocicletă pe fondul vitezei neadaptate a acroșat din spate un vehicul cu tracțiune animală nesemnalizat corespunzător condus de un bărbat de 29 de ani din comuna Lunii și județul Mureș. În spatele motociclistului circulau alți doi motocicliști care, pentru a evita impactul, au sărit de pe vehicule și nu au suferit leziuni. În urma accidentului, motociclistul de 26 de ani a decedat, iar doi minori de 8 și 11 ani din vehiculul cu tracțiune animală au fost răniți ușor, potrivit informațiilor furnizate de IPJ Mureș. Piațeta Perla din Mamaia va găzdui în 12 și 13 august târgul de carte Gaudeamus Litoral. Vizitatorii se pot bucura de o ofertă editorială generoasă, concursuri și evenimente speciale. O serie de evenimente și o ofertă editorială generoasă sunt doar două dintre motivele pentru care cititorii aflați în vacanță la malul mării sunt așteptați la cea de-a noua ediție a târgului Gaudeamus Litoral. Evenimentul va avea loc în weekendul 12-13 august în Piațeta Perla din Mamaia. Zilnic, între orele 15 și 23, o mare de cărți și un program dens și variat de evenimente îi așteaptă pe turiștii și pe constanțenii iubitori de carte pentru o doză estivală culturală. Deschiderea oficială a târgului va avea loc sâmbătă 12 august la ora 17, în cadrul unei ceremonii speciale organizate cu sprijinul forțelor navale, al Clubului Nautic Român și al Teatrului de Stat din Constanța. Din marțipan, ciocolată albă cu fructe sau de frișcă, tortul miresei reprezintă un moment special în cadrul petrecerii de nuntă. Mirita e prima felie de tort împreună cu același cuțit, apoi se hrănesc unul pe celălalt, fapt ce semnifică uniunea și implicarea în cuplu. Tortul miresei datează din vremuri vechi, încă din timpurile romane. În timpul evului mediu, torturile miresei erau pur și simplu biscuiți sau prăjiturele mai mari. Pe vremea aceea, invitații aduceau fiecare câte un tort mic, de mărimea unei brioșe la nuntă, care erau puse unul peste altul, iar mirii trebuiau să se sărute deasupra tuturor torturilor pentru a le aduce noroc în căsnicie. Tot în evul mediu, torturile albe simbolizau nu doar inocența miresei, ci și statutul familiei sale de proveniență. Cu cât glazura tortului era mai albă, mai curată, cu atât familia miresei era de rang mai înalt. Tortul de nuntă era diferit de forma pe care o știm noi astăzi. În secolul al XVII-lea, brutarii francezi luau chifle din grâu, le puneau una peste cealaltă și le acopereau cu cremă. De atunci, tortul miresei a început să semene cu cel din zilele de astăzi. Tăierea tortului a devenit o formulă simbolică. Une, tânăra soție, taie alături de soțul ei prima felie de tort, pe care trebuie să o dea unul altuia să o guste, în acest lucru simbolizând grija pe care o vor avea pentru viitor unul față de celălalt. Victor Rebenciuc se implică în campania pro-vaccinare. Actorul spune că îl revoltă rezistența fanatică a unor părinți, dar și lipsa de sinceritate a autorităților cu privire la stocurile de vaccinuri. Subiectul vaccinării este unul dintre cele mai controversate în ultima perioadă. Sunt voci vehemente care susțin vaccinarea copiilor, la fel cum sunt și cele care sunt împotriva imunizării, mai ales împotriva imunizării obligatorii. Celebrul actor Victor Rebenciuc este de părere că vaccinarea este benefică. Ba mai mult, chiar s-a implicat într-o campanie pro-imunizare. Eu sunt vaccinat. Dacă nu mă vaccinam, cine știe ce se întâmpla cu mine? N-au decât săriște, dar e păcat pentru viața unui copil. E ceva fanatic, a explicat, a declarat artistul. Victor Rebenciuc este revoltat de faptul că autoritățile nu sunt transparente și sincere în ceea ce privește stocurile de vaccinuri. Evident că mă revoltă lipsa asta de interes față de copii, minciunile care se spun. Avem vaccinuri, avem de toate și nu e așa. Suntem mințiți, mai spune actorul. Acestea au fost știrile. Vă reamintim, puteți trimite imagini și informații de la evenimentele la care sunteți martori pe adresa de e-mail știrea@evenimentsibiu.ro. Sunt Carmen Bădilă și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi, pe curând!